Republica Moldova marchează mâine 33 de ani de la declararea independenței. Cu această ocazie, în capitală sunt programate un șir de activități dedicate celei mai importante sărbători a țării noastre. Majoritatea evenimentelor se vor desfășura în Piața Mare a Dunării Naționale, acolo unde pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Colega mea, Virginia Pântea, se află la fața locului și vine cu amănunte. Virginia, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, Leanca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Evenimentele prilejuite Zilei Independenței vor începe cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Seara va culmina cu un concert de excepție. Mai multe despre programul evenimentelor ne va spune Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt a Guvernului. Bună, Daniel, te rog să ne spui ce ne așteaptă mâine. Bună ziua! Anul acesta, sărbătorile prilejuite Zilei Independenței se desfășoară începând cu ziua de astăzi, 26 august. Chiar acum putem să urmărim ultimele pregătiri care se desfășoară cu prilejul zilei întâi, în care vom celebra cel mai important eveniment al țării, ziua de naștere a Republicii, și va fi un concert de excepție pentru tânăra generație. Golan, Subcarpații, Magic Flowers, dar și Andrew Rail vor fi cei care vor veni astăzi în Piața Mare a Dunării Naționale. Pentru ziua de mâine, care este însuși data Zilei Independenței, noi avem un program de dimineață, care va fi, cum menționai și tu mai devreme, la Maica Îndurerată, depunerea de flori tradițională, urmată de depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, după care, urmarea faptului că avem program în toată țara, în orașele și satele din Republică, vor fi evenimente separate, organizate cu prilejul acestei zile. Nu vor fi evenimente în Piața Mare Dunării Naționale, dar fiind faptul inclusiv că este și o vreme mai toridă, iar spre seară, începând cu ora 18, va demara concertul festiv, un spectacol care de asemenea va include artiști din Republica Moldova, inclusiv și Orchestra Națională de Tineret din Moldova, dar și muzica îndrăgită din Moldova anilor 80, 90, 2000, și vom ajunge la artiștii care sunt recunoscuți de toată lumea atât în Republica Moldova cât și peste hotare. Surprizele acestui spectacol deosebit sunt artiștii invitați din România și din Ucraina, dar și artista suedeză Lorin, cea care este câștigătoarea Eurovizionului la două ediții. De asemenea, pentru a transmite un mesaj de salut și încurajare pentru toți moldovenii de pe pretutindeni, vor veni și trei președinți baltici care ne vor onora pe emblematică Piața Mare a Dunării Naționale în ziua de 27. Vorbim despre președinții Estoniei, Letoniei, Lituaniei, care vor veni împreună ca să transmită moldovenilor un gând de bine, de pace și de sprijin a parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Și pe data de 28 încheiem cele trei zile de spectacole prelejuite Zilei Independenței printr-un, la fel, un program care va include artiștii precum Alternosfera din Republica Moldova, Delia din România, o schimbare pe program pe care am avut-o, și Ocean Elzy din Ucraina. Tot acest program înseamnă o diversitate de muzică, de artiști, și ne dorim foarte mult ca atât chișinăuienii, oaspeții capitalii, dar și întreaga țară care vor urmări indirect aceste evenimente să se bucură pentru Republica Moldova, pentru că este o zi a libertății noastre, o zi a demnității noastre, iar 27 august este o zi în care ne aducem aminte decizia istorică de acum 33 de ani de a ne decide singuri și de a ne făuri viitorul pe care ne-l dorim într-un spațiu al păcii și liniștii. Deci, pe 26 astăzi, pe 27 mâine și pe 28 poimâine, invităm pe toată lumea bună să vină aici în piață sau să urmărească în direct de oriunde din lume acele concerte festive prelejuite Zilei Independenței. Mulțumesc frumos, Daniel! Îți mulțumim și sperăm tare mult ca inclusiv spectatorii postului public de televiziune să aibă parte de un program cât mai interesant în această perioadă. Mulțumesc frumos! Vă reamintim că am discutat cu Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Vreau să reamintesc că de astăzi, după miezul nopții și până pe 29 august, ora 8 dimineața, circulația rutieră va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetrul Pieții Mare a Dunării Naționale. Restricția este aplicată în contextul evenimentului cultural-artistice consacrate Zilei Independenței și a unor vizite oficiale de rang înalt.